Salut, dragile mele! Iată că am revenit cu același model, doar pe altă culoare. De data aceasta o să vă zic secrete din atelier. Ce am făcut? Mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit colierul albastru și am hotărât să fac unul mai colorat în așa o combinație. De data aceasta am păstrat modelul pe care l-am luat, care am făcut bucla, vedeți, sunt toate la fel. Cum este aici, este și următorul, toate sunt la fel. Și uitați care este diferența. Deoarece colierul este croșetat pe spirală, se vede, eu am croșetat cam jumătate de colier și mie nu-mi place cum se vede. Să văd aceste rânduri care, vedeți, de exemplu, dacă luăm portocaliu, el se duce undeva, se vede răsucit, nu știu, mie nu-mi place. Poate cuiva o să-i pară interesant și poate fi și acest model, dar mie totuși mi-a plăcut așa cum am făcut colierul albastru, unde sunt practic diferite. Acolo am schimbat două piciorușe diferite. Aici la fel am pus două piciorușe diferite, dar le-am schimbat între ele. Nu am repetat. Și uitați diferența. Aici nu se vede această mișcare pe spirală. Este mai uniformă. Eu l-am refăcut, chiar dacă am făcut jumătate din colierul ăsta, eu o să-l desfac, eu acum îl desfac, vedeți, am aici mărgelele, desfac și îl pun, fac colierul acesta. Așa, ca să nu pățiți și voi la fel, iată, vă arăt diferența între aceleași culori. Da, este adevărat, eu aici am mai adăugat o culoare pe mijloc, portocaliu ăsta, stefat, nici nu este un portocaliu, un corai portocaliu, dar iată care este diferența între un model unde repeți numărul de mărgele, care nici nu atât numărul, cât repeți modelul portocaliu, galben, roșu, da, sau nu mai știu cum am făcut aici. Am început portocaliu mai închis, mai deschis, galben, și aici mai deja se adaug când crește, am adăugat un roșu, dar iată, aceasta este diferența între două coliere care pot spune că sunt aceleași culori, dar iese coliere diferite și cu efect diferit. O să vă arăt când va fi gata.